Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnule, sunt intrigat de această știre pe care am citit-o zilele trecute, da, și încerc să vizualizez. Nu de alta, dar am fost și noi cu avionul recent. Știți cum e la aeroport? Se întâmplă lucruri, descoperi că ai diverse obiecte. Ce e, Luca? Nimic, nu, scuză-mă. Atunci ești cu noi aici, care-i treaba? Acum am revenit imediat, nu, am primit o veste care m-a tulburat. Nu de fapt, o atenționare. Da. Ne-a scris cineva ce s-a întâmplat cu Festivalul Galbenă Gutuie și eu acum am realizat, da, că noi suntem în ajunul sărbătorilor. Festivalul Galbenă Gutuie anul ăsta... S-a reprogramat de Paște. Da. Facem da, facem rit vechi. Când e? La jumatea lui ianuarie. Îl facem atunci. Am mai schimbăm ceva. Gata, scuze, revenim. Așadar, aeroport. Da, un domn a încercat să iasă din Thailand. Un bărbat. Un ins. O persoană, mai bine. A încercat să iasă din Thailanda cu două vidre și un câine de prerie ascunse în pantaloni. Da, mai întâi de toate, să știți, câinele de prerie nu e un câine. De ce? E un fel de marmotă. Ușoare, că e rozător. Așa face el. Când își cheamă prietenii marmotele celelalte. Celelalți câini. Celelalți câini de prierie. Mă, zici că e o forfecuță mică. Poate să fac așa o oră jumate. Aseară am ascultat o oră jumate de câini de prierie. Eram curios să văd dacă fac și altceva, da. E rebotezat așa? Câine de prierie. Cred că i-au zis câine după cum latră, vezi? Eu n-am auzit niciun câine latră de așa. Că un pechinez, dar mai mic. Nu-l simți? Poate un câine de ăla de cauciuc. De ăla isteric. El este câinele de prerie, deci un fel de marmotă și persoana respectivă, cum spuneam, două vidre și un marmot de ăsta în pantaloni. Dar ce pantaloni aveam? Dar nu înțeleg. Poate erau pui. După controlul cu raze X, departamentul de securitate de pe aeroport a reținut acest suspect taiwanez cu pașaport chinezesc. În sensul că era al chinei, nu o chinezărie. În a cărui lenjerie intimă au fost observate mai multe mișcări, ca și cum ființe vii s-ar zvârcoli în pantalonii lui. Da, asta era interesant de văzut. Zici? Nu de către noi, dar așa în general. S-o fi gândit ei la ființe vii asta, zic. Deci se zvârcolea ceva în pantaloni și persoana de la security au intrat la bănuieri. Adică există viață, dar depinde câtă viață. Da, exact. Dar adică, dar câtă zvârcoleală, totuși. Nu i-a fost frică să nu intre vidrele în vizuină? Mă întreb. Vai, Luca, nu mă știu. Adică cât sânge necesai. Da, exact. Cât mult sânge să ai. Și bănuiesc că vidrele erau... În urma examinării au fost descoperite trei animale în boxerii bărbatului, ascunse în ciorapi negri. A, de-aia nu i-a fost frică, mă. Erau negri ciorapi. Și cred că le-a și hrănit înainte să le pună în pantaloni. Mă gândesc, să nu le fi fost foame. Două vidre cu gheare scurte și un câine de prerie. Cu gheare scurte, în sensul că le-a tăiat ghearele sau așa era? Cu scurte, alea cu gheare lui nu-și permite să le transporte. Pentru alea trei ciorapi flaușați sau ceva. Thailanda, altfel, este considerată un hub major pentru comerțul ilegal cu animale sălbatice. Contrabandiștii transportă adesea animale vii în China vecină. Să le nu știm cum, sigur. Dar nu știi niciodată ce găsești în pantalonii cuiva din Thailanda. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.